Dumnezeu vă suntem pe treptele acestei clădiri, vedem casa lui Coșbuc, care are semafor. În grădina lui au construit acum comuniștii școala 152, Cervantes. Dar e clădirea de pe colții al lui Coșbuc, în care el va și muri până la urmă, săracul un destin tragic. La 1915, când avea grea glorie, supravenit poetul Țărănimii, să ne amintim, noi vrem pământ, El Zorab, Munta Zafire și altele, Moatea în Fulger, apăruse automobilul, dar nu apăruseră școli la auto, nu apăruseră străzi, nu apăruseră curamente. Băiatul lui a avut un singur băiat, Alexandru, student, la medicină, parcă 20 de ani. Și băiatul lui, boier de Craiova, l-a invitat la plimbare, am uitat în primul copac, ca toți fraierii și ăla, Volteam, a murit. Băiatul lui Coșbuc era în agonie, l-au dus cu o căruță curducată, cum erau căruțele cu spițe de lemn, până la Craiova, unde a ajuns gol de sânge. Deci a murit și Coșbuc, supărat, că n-a mai ieșit în casă și după 3 ani a murit în clădirea aceasta de pe colț, de inimă rea. Ce vreau să spun, când era la Capșa, unde era locul muzicienilor, locul pictorilor, locul poeților, a venit și el odată, era singur, era un tip capsul retras, s-a așezat la masă și ospătarul a venit la el și i-a spus: nu vă supărați, uitați-vă că aici este sectorul poeților. El, care era poetul Țărănimii, n-a zis nimic și s-a mutat. Bine. Să mai spun câteva cuvinte, spicuiesc despre Patrici. Arghezi, care era numele pseudonim, numele lui adevărat era ca preot, Ion Teodorescu, dar fiind un tip foarte zefremist, foarte cutupeu, și-a făcut dușmani peste tot. Și cu legionari, și carliști, și liberali, dar nu l-au suportat comuniști. Ei s-au simțit că a fost fraieri, s-au simțit jigniți. Pentru că el, în două versuri, le-a scris pe Revoluția. Când vine apa mare în șuvoi, iese la suprafață tot ce e cu noi. Și, într-adevăr, toți în frunte cu Gheorghiu Leș, erau două, trei clase, erau arcani, mai târziu și Ceaușescu tot cu trei clase. A fost reabilitat acest arghezit, avea 62, când marele comunist Sadoveanu l-a luat în delegația care a fost la Moscova să ia, să recupereze tezaurul. Ce să recupereze? Le-am dat câteva icoane, niște ștergare, niște medalii, în documente de posesie, că tot fuseseră confiscate toate, dar 90 de tone de aur au rămas la ruși. Un alt pseudonim, Dan Barbilian, poet, care era matematician lui Ion Barbu, scrie, era după război, în 1951, la Capșa, scrie în cronica de reclamație. Era după război, era foame, era tot ce producea, ce ducea la ruși. Nu vin la cafenea nici să fac afaceri, nici să stau de vorbă. Vin să-mi fac munca mea de matematician, care are, din păcate, nevoie de excitantul cafele. Mă costă bani și sănătate, dar nevoia e imperioasă. Filtrul care mi se servește uneori e o contrafacere, fiartă de 3-4 ori. Desigur, apa aceasta dulceagă și neagră ce se aduce sub acest nume nu face 20 de lei. Aici vedem și cum era inflația la 51. Declar că această neregulă aplicată mie, pentru că cafeneaua e un fel de cabinet de lucru, înseamnă pur și simplu sabotaj. Lucrez în cadrul planului cincinal la un tratat de matematică și în calitate de scriitor la o traducere din Shakespeare. Fac vinovați pe funcționarii puțin scrupuloși, îi fac vinovați de întârzierea fucii mele din faptul că falsifică film. Semnat Dan Barbilian, în paranteză scriitorul Ion Barbu,
profesor la Universitatea Cei Carbon, membru al Uniunii Scriitorilor. Tati! Marele poet, simbolist, Ion Minulescu. Știm că el nu suporta cineva, ci în glumă se spună, băi, vreți să te omor. Lua ca frisoanele, tremura, îl lua serios, din cauza asta și lui. La primul bombardament american, era atunci director la Teatrul Național, 60 de ani, tânăr. Când au auzit bombele, a murit de ei, săracul Ion Minulescu. Genial! Cu poezile lui de dragoste, eu știu că ai să mă șer chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert, e vechi păcatul și nu ești prima vinovată. Da. Acesta la Capșa, marele poet Minulescu, a făcut un pariu cu ceilalți poeți, că el scrie pe loc o poezie și, în diferite păreri, s-a propus rima Od. Od. Să vedem ce a ieșit. Acum am dat o cafea, s-a gândit puțin și a început să scrie. Frumoasa mea necunoscută, cu ochi satanici ca Irod, cu părul desclătit în două, taman, ca Cleo de Merod, când te-am zărit întâia oară gătită în roșu aprins pe vod, ca într-o estampă colorată, domnița unui voievod, simțită inima înghețată și în gât, înfipt adânc un not. Ah, unde ești ispititoare? N-ai milă tu de un biet rapsod, ursit pe lira lui de aur, să-și cânte propriul său prohod, cerșindu-și pâinea lui cea neagră pe străzile pline de plod. De-aș fi pe ești romanțioasă, te-aș cuceri în același mod, cum cucerita Dagomeiul, teribilul general, tot. Și apoi cântându-ți frumusețea după același calapod, cum ți-ar mai fi cântat un versuri, poate și un alt sărman nerot, fără să mă mai tem ca prostul de ce scrie penalul pot, de procurorul Hamancicu sau de cumplitul eșafot. Te-aș duce, vedere, departe, tocmai la Nijni Novgorod, unde te-aș proclama regina, iar eu, umilul tău aprod, și în schimb, eu te-aș ruga o noapte să-mi vii gătită ca pot, ca să petrecem împreună cum vine vorba mai comod.